un caz, caz este poate cuvântul greșit folosit, până la urmă povestea unui om. O doamnă foarte drăguță, din județul Bistrița Năsăud, care a venit la mine în urmă cu 2 ani de zile, ea deja având în buzunar biletul pentru operație de hernie de disc. Deja tomografia și RMN-ul făcut arătau că modificările la nivelul coloanei sunt ireversibile și ca atare nu va putea scăpa altfel decât dacă va face această operație. A venit la mine spunând însă ca la ultimă speranță, rugându-mă dacă pot să fac ceva pentru ea. I-am spus că nu știu, dacă voi încerca. Singura condiție pe care i-am pus-o este că va trebui să vină în mod serios la tratament să facă ce îi spun eu, iar după un interval de 6 luni să facă o verificare din nou la RMN și la tomograful computerizat pentru a avea obiectivarea rezultatelor. Am făcut tratamentul timp de 3 săptămâni, sigur, folosind punctele și tehnica specifică din acupunctură, adăugând și suplimente naturale. Pe scurt, durerile s-au ameliorat în proporție de 80%, însă nu întotdeauna ameliorarea durerii înseamnă vindecare. A plecat acasă, s-a întors după 5 luni, a mai făcut o nouă cură de acupunctură, timp în care durerile i-au dispărut cam în proporție de 90%, ceea ce a fost un lucru uluitor. Poate nici nu credeam că se va putea întâmpla chestia asta, dar, de fapt, lucru interesant a fost cel care s-a întâmplat după efectuarea tomografiei și a RMN-ului, pentru că profesorul care îi spusese să se opereze și care îi făcuse primele RMN-uri și tomografii, când a văzut din nou tomografia și RMN-ul, i-a spus: Doamnă, nu mai e cazul de operație. Asta este, până la urmă, un mic miracol pe care nu putem înțelege, dar totuși ceva în structura fizică a acelei coloane s-a schimbat. Și la ea nu putea să fie altceva decât acupunctura, pentru că nu a făcut un altfel de tratament. Doamna acum este bine sănătoasă și n-a mai trebuit să se opereze. Între timp, pare deveni și o persoană optimistă, pentru că, sincer să fiu, în momentul respectiv era un pic tristă.